prezentă, la mulți ani, la început anului. La mulți ani, mulțumim mult pentru participarea la întâlnirea din seara aceasta pe tema lui Eminescu. Și vă așteptăm cu mare drag să ne împărtășiți așa gândurile dumneavoastră. Mulțumim, cum spunea cineva, din suflet pentru această întâlnire. E adevărat, de data aceasta vedem că tehnica uneori poate fi folosită în acest, în profunzimea comuniunii, să zicem. Și iată că dumneavoastră ne împărtășiți, sunteți prezent în această seară, ne întâlnim prin această, să zicem, modalitate tehnică. Deci vă ascultăm, noi suntem aici, l-am ascultat pe domnul Cristian Crăciun, critic literar, și vă așteptăm gândurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, trebuie să mă spuneți la început că am avut și o bucurie să ascult o parte din ceea ce domnul Crăciun a spus. Și m-am bucurat foarte mult. În primul rând, aș vrea să vă transmit mulțumirile mele că am fost să văd la parte la această întâlnire a dumneavoastră. Este vorba cu mai multă prietenie, am prietenia de frumoase, cam de Eminescu și Cramier. Și pentru că, deci, Mihai Eminescu au vorbit, cum e și direct, trebuie să vorbească cu oamenii de cultură, omul în general, omul care e legat de de cultură, de știință, de absolut orice, ai un cuvânt despre Eminescu. Și atunci eu, în calitatea mea de, preot de țară, cumva, de profesor de română, mă gândeam ce aș mai putea spune. S-aude în spate? Din multă literatură despre Eminescu. Și atunci m-am gândit că în această seară se spun câteva lucruri despre firescul de Eminescu în viața mea. Pentru că Mihai Eminescu e înconjurat din firesc, un loc la Sfinț am mai găsit eu, e firescul lor, dar era firescul lor de a fi mândri într-o idee pe care o au, dar de a fi menit atunci când sunt în raport cu celălalt, care îi transmit acel lucru. Și copilăria mea a început, nu exagerez, cu Eminescu, cu mult înainte de a ști să citesc, în anii 80, la 4, 5, 6 ani, în care îmi aduc aminte și atunci cum tata aveam multe volume de poezii, astăzi și unul de ele Eminescu, îmi aduc aminte exact și copertele și tot, în care le puneam undeva în bucătărie, când era foarte frig iarna, dădeam drumul la ragaz și îl puneam să-mi citească. De asemenea, aveam acele schisuri în diverse interpretări. Îmi sună și acum în cap, de multe ori, vocea sa ca dată un actor din acele vremuri. Iar legând acest moment al copilăriei proprii, mărturisesc că am o bucurie teribilă atunci, când, de exemplu, acum în preajma acestei date de 15, pruncii mei, copilașii, care, bine, cea mică are undeva la 19 luni, dar ceilalți la 3 ani, la 5 ani și la 8 ani, veneau și fiecare la nivelul lui, recita frumos prin casă, fără să întrebe nimeni nimic, din Eminescu. Și atunci am dat seama odată în curs de limba noastră, pe noi, cum creștem și învățăm a vorbi și a scrie, stă sub semnul lui Eminescu. Iubesc mult pe Hölderlin, pe Novalis, Rainer Maria Rilke, nu mai spun. Dar mi se pare că firesc pe tocmai ce se Eminescu în dezvoltarea lor, spre ceilalți ajungi. Cum așa și normal, în cultura lor, cu siguranță că unul ca mine undeva în Germania va cita și va citi și va bucura când copilul va veni cu Hölderlin acasă. Am făcut această introducere pentru că m-am gândit mult care era raportul fiecărui român și fiecare român că e om de cultură, că e critic, că vorbește la un nivel atât de frumos și de în adâncime, cum a vorbit domnul Crăciun sau ca altul, ca un simplu cititor, înseamnă să te înțelegi, să înțelegi ce raport ai tu cu Mihai Eminescu. E o chestiune de demnitate să critici acest raport cu el. Și pentru că am vorbit de acest raport, aș veni puțin înspre faptul că Eminescu, din facultate, am învățat, am simțit-o și eu, spunea și domnul Crăciun, a dezvoltat practic un limbaj, și adevărat. Am simțit acest lucru în dureroasă adâncime acestui fapt, pentru că s-a aruncat în limbă. Dar aș pune seara aceasta altceva. Am simțit de multe ori, așa cum Eminescu a născut o limbă, și limba l-a născut pe Eminescu. Limba care se vorbea atunci, așa cum era ea, cu toți poezii de atunci, l-a născut pe el așa cum născuse pe Dostoievski, cum născuse în această limbă o serie de traduceri ale Vechiului sau secvenții din Noul Testament, până la Biblia 2688.
sunt nașteri din limbă pe care Ignescu a avut capacitatea uluitoare de a înțelege din ce s-a născut și de a aduce cuvântul său la cuvântul care l-a născut pe el însuși. A adăugat, a intrat în cuvântul care l-a născut, răsfrângere de Logos Sfânt, pentru a ieși el cu partea lui de cuvânt rostit. Și mi-aduc aici aminte de Friedrich Gundolf, mare critic din spațiu german, care spunea un lucru pe care l-a preluat și Părintele Stăniloae. Cuvântul s-a făcut tu, pentru ca trupul să devină cuvânt. Dumnezeu a înțeles acest lucru. A înțeles că cuvântul s-a făcut trup, pieritor ca și al lui, carnic ca și al lui, pentru că această carne a lui, acest trup istorit de boală și de suferință la un moment, să devină cuvânt. Iar acest cuvânt, pentru că secunde orice cuvânt, cum ar spune Ioan Alexandru, a dezvoltat acest limbaj care astăzi, că și mă bucură, sunt văd cum putea de ăștia, necizând prin pacte chiar și somnoroase păsările de atât de, atât de cu atâta delicatețe și cu atâta naturalețe. Pentru că am spus de acest cuvânt fecund, aș ajunge cu o idee industrie despre sacralitatea cuvântului. Marii poeți au avut conștiința sacralității cuvântului. Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru, pentru a dat doar două numi care sunt mie mai apropiate și prin faptul că am pătruns mai mult în poezia lor, și vorbesc permanent de acel șar, de acel foc care nu trebuie tulburat, acea delicatețe în fața cuvântului, pentru că simt că are strângere din locul de treabă. Iar poetul, aruncat în această limbă, aruncare în limbă, cum ar spune și Nicolae Stein, acel drept adamic a nimic, pentru că poetul i-a aruncat în imediat apropierea lucrurilor, a înțelesurilor, pentru a aminti pe Nicolae Steinhardt, așadar îl pun o ordine în această limbă, pentru că înțelege puterea, înțelege focul. Și atunci, revenind la același Ioan Alexandru, consider că are mare dreptate când vorbește de poezie ca de o preoție a cuvintelor, un preot al cuvintelor, acest poet. Iar în acest context, într-adevăr, Eminescu devine mare preot al cuvintelor, dacă ar fi să vedem poetul în general ca fiind un preot al cuvintelor. În cetișor m-aș apropia, nu aș vrea să lungesc foarte mult, că ești prima mea intervenție, emoțiile mă copreșesc, deci ea poate vorbești puțin cam repede, să nu-mi pierd ideile. Vă mărturisesc că nu am notat multe lucruri, pentru că am vrut să vorbesc cum simt în acel moment. Și aș vrea să spun că mai zile trecute citam un gând al lui Topărceanu, când mi se niază și el nu a dat legătură cu o prezință de sânge cu zona aceasta, și spune așa Topărceanu și mi s-a părut frumos, oricâte straturi de glot s-ar pune acolo, tot nu vor putea să ascupe vreodată urma pașilor lui Eminescu și ale ciubotelor de ist, ale diaconului Creangă, urmele atâtor oameni uiți de altă dată. Și văzând acest cuvânt, mi-am dat seama și mi-am adus aminte prima dată instinctiv cuvântul acela că porțile iadului nu vor birui biserica. Într-adevăr, dacă ar fi să ne gândim câtă ură, câtă incompetență, impostură, dezbinare, de fapt, dezbinare, Eminescu iubea atât de mult ideea aceasta de unitate. Deci toate acestea par a acoperi mersul ceresc al vieții noastre, mersul adânc al vieții noastre. Și totuși, în această seară suntem aici, parcă sfidând toate aceste forme de impostură, pentru a ieși la suprafață mai curat, mai atenți, mai cu Eminescu în noi. Și aceste lucruri poate că dacă n-aș fi pus toată această mocirvă care încearcă să acopere, poate că nici noi de multe ori n-am mai vedea cu adevărat ce este Eminescu. Ca preoți asta ar trebui poate să fiu de multe ori mai idealist. Dar îmi dau seama că această lume a invidiei, a urii, este tocmai cadrul întâlnirii noastre. Această ură, cu cât copreșește mai mult, cu atât mai adânc îl vom scoate pe Eminescu și va fi acel drag prieten, tovarăș de limbă și de înțeles al lucrurilor. Iar ultimul gând pe care aș vrea să-l mai spun este acela că de la Eminescu am învățat cel mai mult să iubesc. Și o spun începând la toate forme și nu oricum de a putea intra în nici cu idei de epos, de na, limba, care pentru el era un sanctuar, temeia, în înțelesul ei, cu amvergura aceasta uriașă între înger și demon, toate acestea, pentru că înțelegea feminitatea în adâncul ei, de o frumusețe și de o profunzime și teologică, și oricum nu e cazul aici, intru prea mult în amănunte, doar vreau să schițez puțin. Deci toate acestea le-am învățat de la Eminescu. Și am învățat de la Eminescu, și așa l-am perceput de mic copil, pe Eminescu
o adâncă, adâncă tăcere. Pe cât de mult a scris, pe cât de mult a încercat un vers care scris, dar tot atâta îmi dau seama direct proporțional că a avut o adâncire într-o tăcere extraordinară. Și adâncind această tăcere, s-a apropiat cumva de acel gând al lui Paul Claudel, care spunea că dacă vrei, dacă vrei să participi la voile lui Dumnezeu, la voia lui, trebuie să iei parte și la marea lui tăcere. Eminescu am sentimentul că a tăcut, a tăcut într-un mod de o adâncime inegalabilă. A tăcut cel mult din cultura română, de aceea Dumnezeu a pus atât de mult în această iubire a lui pentru tot ce a făcut. Și a pus această iubire, și acum am deschis chiar și Biblia mai devreme, și mă uitam la poemul Iubirea lui Pavel, a Sfântului Pavel, și orice cuvânt ai luat acolo se potrivește, că dragostea îndelungată, cât de mult a arătat pe mine, e binevoitoare, cât de mult a binevoit, e cuvincioasă, nu se poate cu necuvință. Această necuvință la el nu exista, și aceea și Bartolomeu Anania Vrednicu de Amintire spune atât de frumos în imnul dedicat lui: Eternul tău e un desferare n-au călării, singurătatea lumii și cosmosul odăi. Și mai ales este aceea care caută adevărul, adevărul, calea, adevărul și viața, cum spunea și Domnul Crăciun mai devreme, acel adevăr majuscular din care, practic, pentru care și din care toate se nasc. Și pentru că am amintit de Bartolomeu Anania și chiar un gând al lui, pentru că toată această iubire este o forță traduce în cele din urmă într-o mare jertfă de sine. O mare jertfă de sine care înseamnă o Golgotă. Și îmi place, îmi plăcea într-un studiu cu Bartolomeu Anania, spunea de faptul că poezia a fost Golgota pe care Eminescu trebuia să o urce. Iar în această iubire a lui a jertfei, mă gândesc că poate Dumnezeu a dat și acea putere de a ierta chiar și pe cel ce cu piatra lor în față. Iar celui ce cu pietre mă va ieși în față, îndură-te, stăpâne, și dă-i pe veci piață. A iubit așadar, iar a iubit înseamnă să urci această Golgotă. Poezia, limba în care a scris-o, sunt această Golgotă a lui. Și pentru că în marea limbă pe care Eminescu a dezvoltat-o sau se creează, se vor crea sinapse, am să închei o sinapsă pe care cumva tot același patru Anania o face în acest imn acatist. Nimnul acatist, în fond fiind, cum aș spune Daniel Stambu Tudor, acea scară în tub, ce îți dă putința să urci până acolo, în acea zare, la care poate să se coboare peste tine vedenia, fără a se strica și fără a se prihăni prin aceasta. Și tot el, ce sunt un monac, este o roată herubică de cântec și de smerenie, care suie, suie mereu. Așadar, Bartolomeu Anania îl găsește pe Eminescu în această scară de duc, din putere în putere, în manieră psalmică, din putere în putere, iar la toată opera lui Eminescu, Bartolomeu Anania creează această sinapsă și construiește pentru mine personal, în umila părere, un amin al întregii sale opere, atunci când își încheie fiecare verset din acest puș, din această scară, prin acest amin, cum îi spun eu, și pe care eu de mult îl folosesc când termin de citit Eminescu, închidând cartea și închei și în această seară, spun, ca și Bartolomeu Anania, bucură-te în veșnicirea Eminescu lui Mihai. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vă mulțumesc eu foarte mult și mă dăduiesc că timp și partea de față, la un moment. Dăduim, vă așteptăm, vă îmbrățișăm și Dumnezeu să binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze și să fim în unitatea aceasta a cuvântului și a limbii și a neamului nostru, a iubirii unii cu alții. Dumnezeu să binecuvinteze și vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim, vă îmbrățișăm, Doamne ajută. Gânduri bune, îmbrățișări, Doamne ajută. Doamne ajută. Așa, alba, alba.